Bine v-am regăsit la GoTech! Jurnaliștii de la Reuters au aflat din mai multe surse că Apple au luat în considerare folosirea unor ecrane de 4,7 și 5,7 inch pentru smartphone-urile sale, iar Electronic Arts a prezentat primele secvențe din Need for Speed Rivals, demonstrând cum arată experiența de joc din perspectiva șoferilor de curse ilegale, dar și de la bordul unei mașini de poliție. Pentru viitoarele modele accesibile ale iPhone-ului, soluția producătorului include folosirea unor carcase din plastic colorate. Pentru cei care au contribuit cu aceste informații se numără și persoanele din lanțul de companii din China care colaborează cu Apple. Ultimele informații obținute de Reuters confirmă lansarea a două smartphone-uri în acest an. Unul dintre ele ar putea fi iPhone 5S, o versiune îmbunătățită actualului model. Al doilea telefon Apple ar trebui să fie mai accesibil, având o carcasă din plastic disponibilă în 5 culori. Cum la WWDC 2013 nu au fost anunțate telefoane, se presupune că lansarea noilor modele va avea loc în luna septembrie. Producția va începe în China în luna iulie și va fi intensificată în luna august pentru a obține stocul necesar pentru ziua lansării. Need for Speed Rivals pune în lumina reflectoarelor două tabere rivale care își dispută întâietatea în lumea de joc din Redview County, șoferii de curse ilegale și polițiști. Primii au ca obiectiv realizarea de manevre și acrobații cât mai riscante, câștigând astfel speed points. Cu cât mai multe speed points are un astfel de șofer, cu atât mai mult va fi căutat de poliție. Polițiștii, în schimb, sunt nevoiți să lucreze împreună, întinzând capcane pentru a stopa cursele ilegale din oraș. Jucătorul poate alege de partea cărei tabere să concureze. În funcție de tabăra aleasă, avem la dispoziție numeroase gadgeturi pentru upgrade, turbo boost, aparate de broiaj pentru șoferii de curse, respectiv shockwave-uri, roadblock-uri sau elicoptere pentru polițiști. Eu sunt Teo, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu ultimele informații din tehnologie.